Domnul să fie lăudat pentru seara aceasta. Aș vrea din faptele Apostolilor din capitolul 1 să aduc în fața dumneavoastră o întrebare. Este oarecum legat cuvântul acesta de ceea ce s-a citit duminică și întrebarea este de ce întârzie trezirea. Pentru că noi ne adunăm și am vrea ca Domnul să aducă iarăși trezirea în biserică. Și întrebarea biblică este, la care vom răspunde, sau Biblia ne va răspunde cu câteva răspunsuri, de ce întârzie trezirea? De ce întârzie? Vedeți, parcă devenim geloși când aflăm cum lucra Domnul altădată, cum lucra în trecut și unii din voi vă amintiți cum lucra Domnul altădată, chiar și aici, în localitatea asta, cum era de deselenit ogorul, cum cobora Duhul Sfânt și mișca inimile, cum se auzea glas de prorocie și se împlinea poate în aceeași zi ceea ce Domnul vestea, cum vindeca Domnul, cum elibera, cum pecetluia cu Duhul Sfânt. Domnul este același fraților. Domnul poate lucra și acum ca și altădată. Dar haideți să vedem câteva piedici în calea trezirii și uitați-vă, fapte, capitolul 1. De aici vom puncta, așa, câteva lucruri. Primul răspuns la întrebarea de ce întârzie trezirea, pentru că explicăm lucrarea Duhului Sfânt fără Duhul Sfânt. Și asta e o problemă, să știți. Avem oameni cu capul mare, oameni învățați, oameni care poate scriu cărți, oameni care au citit multe, dar oameni care nu-l cunosc pe Duhul Sfânt. Oameni care au cunoștințe despre Duhul Sfânt, dar nu-l cunosc pe Duhul Sfânt. Și asta e o mare pierdere, să știți, o mare pierdere. Uitați-vă la versetul 1 și la versetul 2, Teofile. În cea din întâi cartea mea spunea Luca, am vorbit despre tot ce a început Iisus, mai întâi să facă și apoi să învețe pe oameni. Fraților, știți care e problema noastră, noi îi învățăm pe oameni și nu știu dacă mai facem ceva. Dar uitați-vă la Domnul Hristos, El mai întâi a făcut și apoi a învățat pe alții îl găsim în cuvântarea lui Ștefan, pe un om despre care Ștefan știți ce spune aici. Zice că Moise, uitați-vă în 7 cu 22, Moise era puternic mai întâi în cuvinte și apoi în fapte. Ca Moise suntem noi, să știți. Mulți, mulți dintre noi. Dar Domnul Hristos nu era așa. Domnul Hristos a fost mai întâi puternic în fapte, el a făcut și apoi a vorbit. Și vorbirea lui era o vorbire cu putere, fraților, cu putere. De ce întârzie trezirea? Pentru că noi încercăm să explicăm lucrarea Duhului Sfânt, fără Duhul Sfânt, fără puterea care vine de la Duhul Sfânt. Uitați-vă la versetul 2, ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. Fraților, atunci când prin Duhul Sfânt coboară Cuvântul în adunare, când prin Duhul Sfânt se dau porunci și direcții într-o adunare, adunarea aceea e prinsă în puterea lui Dumnezeu și Domnul ne dă nu numai voință, că ne dă și în făptuire, pentru că Duhul Sfânt ne ajută. Ne ajută Duhul Sfânt chiar și în rugăciunile noastre, că nu știm cum să ne rugăm. Ne ajută Duhul Sfânt să mergem să întindem mâna iertării, să îmbrățișăm pe frații noștri. Ne ajută Duhul Sfânt să iertăm celor care ne datorează bani sau altceva. Ne ajută Duhul Sfânt să mergem și să-i spunem unui mort spiritual, Domnul să te binecuvinteze și să intre puterea în el. Ne ajută Duhul Sfânt să-l îmbrățișăm pe Utih, care a căzut de la catul al treilea și care e mort, dar încă sufletul este în el. Ne ajută Duhul Sfânt să-L vedem pe Enia care are credință că Dumnezeu se atinge de el și să-i spunem în numele Lui Iisus, fi vindecat, asta ne ajută Duhul Sfânt. Dar să nu încercăm să explicăm lucrarea Duhului Sfânt fără Duhul Sfânt. Asta e o mare pierdere, să știți, o mare pierdere. Povestea un frate din Dumbrăveni, l-am întâlnit în urmă cu câteva luni, acolo în zonă, poate fratele Ionică știe mai multe detalii, eu vă spun ce am auzit, a fost un frate care s-a rugat și a zis, Doamne, nu înțeleg versetul cu tare din Biblie, te rog frumos, explică-mi-l tu. Ar fi avut posibilitate de comentarii biblice, să citească și nu suntem contra lor, dar mai întâi, fraților și surori, să lăsăm pe marele învățător, pe Duhul Sfânt să ne explice Biblia. Și apoi să vedem ce le-a spus eventual Duhul Sfânt la alții: că mai este și Duhul Omului care le spune și mai scriu aberații și lucruri care nu sunt bune, și noi putem să ne rătăcim în felul acesta dacă apelăm la luminile altora. Pot să fie lumini rătăcitoare. Ei, omul acesta s-a rugat și a postit multe zile, multe zile, ca Domnul să explice versetul cu tare, Doamne, nu te las, dar nu te las, dar nu te las. Și într-o noapte, într-o noapte s-a trezit. Și spunea el că a venit la el în sol al lui Dumnezeu, un înger, și a zis, ia o hârtie și scrie. Și-a luat omul hârtia și-a început să scrie cu tare, cu tare, cu tare. Erau explicații la versetul pe care el îl cerea de la Dumnezeu. Și s-a dus duminică la biserică și frații au fost călăuziți și l-au pus să vorbească. Le-a vorbit Domnul și lor, în taina minții lor, a fraților care coordonau lucrarea și l-au pus să vorbească. Și au vorbit, dar nu el a vorbit, a vorbit cel care i-a dictat cuvintele acelea, el a fost numai un instrument. Biserica era în vuie de bucurie că Domnul s-a coborât acolo. Dar au revenit câțiva cârcotași, că de mai sunt prin adunări, la final. Și au zis, măi, ai luat-o de la Lazar Gog, predica asta. Și au zis el, căutați pe tot internetul dacă vreți, că nu o să o găsiți. Asta a venit de la externet, știți, de sus. A venit de la Domnul, de la internet de la Domnul Internet, că a venit la Dumnezeu din ceruri. Nu o găseau nicăieri, pentru că a venit direct de la Dumnezeu. Anul trecut am sărbătorit centenarul cultului penticostal și am avut posibilitate să primesc niște informații dintr-o arhivă a unei biserici și printre lucrurile frumoase, date istorice care erau acolo, era o scrisoare, o declarație, pot să o numesc, a unui frate care nu mai este printre noi, dar a rămas document acolo. Și frumos document, să știți. Și spunea el așa: Eu, Moldovan Ioan, am stat înaintea lui Dumnezeu și am postit multe zile. Și m-am rugat pentru că eu nu știam să citesc și să scriu. N-am făcut școală niciodată. Aveam copii mulți. Și l-am rugat pe Domnul ca prin Duhul Sfânt să mă ajute să înțeleg și eu Biblia și să o citesc. Și scrie el acolo după multe zile de post și rugăciune. Într-o zi pe când mă rugam și plângeam înaintea lui Dumnezeu și spuneam: Doamne, te rog frumos, ajută-mă. Au venit la mine doi soli, cerești. Au intrat în camera mea. Pe măsuța din fața mea era un nou testament și mi-au spus, ia și citește-l. Am întins mâna, l-am luat, l-am deschis și vedeți, noi tot explicăm cu hard disk și cum să șterge memoria și cum să transferă memorie. Eu a făcut Dumnezeu la omul ăsta un transfer de memorie spirituală. N-a fost niciodată la școală să citească și zice, luam și citeam și știam să citesc normal. Dar zice mai mult. Dumnezeu, vedeți când îi cere atâta, Dumnezeu nu-i zgârcit că e bogat, îți dă atâta după mărimea bogățiilor lui. Zice, cei doi m-au luat de mână și m-au dus. Și zice, am stat mult cu ei și mi-au arătat multe lucruri care nu se pot spune dincolo. Și când am venit înapoi, zice, era aproape dimineață. Trupul meu era lângă pat și era rece și am intrat în trup și zice așa mi-a fost de greu să mă obișnuiesc cu trupul că dincolo atâta era de bine. Dar din momentul acela eu am știut să citesc și să scriu prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și nu s-a berații. Fratele Simeonuc a învățat lângă oi, la fel am învățat, pe Biblie. Avea Biblia și nu știa citi. Dar l-a învățat Dumnezeu, m-a întrebat de unul de altul, care e litera asta? A, da asta, B, da asta, C. Și așa a învățat, așa au învățat înaintașii noștri. Dar fraților și surori, asta e puțin, asta e litera. Dar să vină Duhul și să-ți explice adâncimia, Uitați-vă 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 15. Când vine Duhul și-ți explică adâncimile lui Dumnezeu, Expresiile din Biblie, ce înseamnă neprihănire, ce înseamnă sfințenie, să simți tu înăuntrul tău, că a venit Dumnezeu și ți-a dăruit neprihănirea Lui, te-a socotit neprihănit. Să simți în inima ta, cum spunea cineva, când auzeam cuvântul dragoste, mă umplea Dumnezeu de dragoste, că nu mai puteam să aud mai mult, că eram plin, plin de dragoste. Așa se întâmplă când vine Duhul Sfânt și îți explică Scriptura. De ce întârzie trezirea? Pentru că explicăm lucrarea Duhului Sfânt fără Duhul Sfânt. Și o mare pierdere asta. Versetul 3, tot de aici din fapte, din capitolul 1, de ce întârzie trezirea? Pentru că explicăm Scripturile fără esența Scripturilor. Atâția predicatori vin și spun multe lucruri. Dar fraților și surori, Știți care e esența Scripturilor? N-am vrut să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Iisus Hristos este esența Vechiului și a Noului Testament. Slăvit să fie Domnul. Uitați-vă, fraților și surori, o aplicație așa practică. Unul împărați capitolul 19. M-am întrebat de multe ori. Când îi se arată Dumnezeu lui Ilie în peștera întristării. Versetul 11 ce spune, înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, despica munții, sfărâma stâncile, dar Domnul nu era acolo. Și merge cuvântul mai departe. Zice, a venit și un cutremur de pământ, dar Domnul nu era acolo, un cutremurul de pământ. Merge Biblia și spune, a venit și un foc, Domnul nu era nici în foc și la urmă de tot, al patrulea lucru, după foc a venit un susur blând și subțire. M-am întrebat, Doamne, de ce a trebuit să fie cele trei fenomene naturale înaintea susurului blând și subțire? De ce a trebuit Ilie să audă, să vadă, să simtă altceva decât susurul blând? Și știți ce mi-am dat seama, fraților și surori? Dumnezeu a lucrat în vechime, în multe feluri și în multe chipuri, spune Evrei, capitolul 1 cu 1. Inclusiv pe timpul lui Ilie, mesajul era următorul, Ilie, dragă, reforma în poporul meu, și asta ne sună și nou aici, la Detroit, reforma în poporul meu nu se face pe baza cu cutremurelor, pe baza focului care vine și arde prin familie și vine focul încercării și nu mai știi ce să faci, pe baza vântului care suflă și Iona cade în apă și îl înghite peștele, pe baza cu care vine și cade, cad cei trei, amintiți-vă, Core, Datan și Abiram în adâncul pământului. Reforma adevărată, fraților și surorilor, vine prin Isus Hristos, care e vocea lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu, susurul blând și subțire. Evrei unul cu unu. După ce a vorbit în vechime Domnul nostru, Dumnezeu, prin proroci, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin cine, fraților? Prin Fiul, lăudat să fie Domnul, care e întipărirea Ființei lui Dumnezeu și prin care Dumnezeu a ținut și ține viacurile în Ființă și Universul întreg în mișcare, lăudat să fie Domnul. Noi nu putem să explicăm scripturile fără esența, esența scripturilor, care este Domnul nostru scump, Isus Hristos. Uitați-vă aici, versetul 3, ce ne spune despre El. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Fraților, esența Scripturilor este Isus Hristos Domnul. Și atunci când noi vorbim din Scriptură, n-are dulceață Scriptura dacă nu vorbim despre Isus Hristos. Este chiar o carte și autorul Cred că a fost inspirat sau poate a fost intrigat de unii care predicau fără să aibă pe Hristos în centru și titlul cărții, știți cum, știți cum sună. Predica ta din Vechiul Testament are nevoie de mântuire. Sunt oameni care predică din Vechiul testament istorie și rămân oamenii la nivel de Istorie. Sunt alții care vorbesc de context cultural, economic și am întâlnit chiar frați care spuneau, fraților, uitați-vă în Vechiul Testament cât se vorbește despre bani, mai mult aproape decât de mântuire în Noul Testament, hai să predicăm mai mult despre bani, dar ce, bani nu te mântuiește pe tine, nu Iisus Hristos Domnul? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Slăvit să fie Domnul. Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu banul în buzunar, nădejdea slavei. Ăsta e pentru puțină vreme aici. Dar Hristos în noi este nădejdea slavei, fraților. Și atunci dacă noi vrem să ne trezim, să punem mâna pe Scriptură și să dăm copiilor noștri Scriptura ca să-i ce Dumnezeu, fraților, la fratele Iacob Șumandea din Cluj, patriarhul nostru care ne-a învățat multe lucruri bune din Scriptură, mergeau tinerii la mărturisire. Știți ce sfat simplu le dădea omul acesta? Zice, mintea ta e infectată, tu mai imagini murdare vezi acum. Când vrei să te roci, când închezi ochii, mintea ta nu te duce pe calea neprihănirii, că vezi tot mizerii și murdării pe care le-ai vizionat multă vreme. Știi ce să faci? Ia cuvântul lui Dumnezeu că ăsta îți dezinfectează mintea. Uite așa le spunea fratele. Și un sfat Bun. Ia fă tu -o, o cură de scriptură și citește numai Biblie, numai Biblie, numai Biblie, câteva luni de zile, să vezi ce putere îți dă Dumnezeu. Să vezi ce putere contra păcatului, să vezi cum te salvează Dumnezeu din ghearele disperării. De ce mulți astăzi s-a vorbit prin Duhul Sfânt și cred lucrul acesta? De ce mulți astăzi sunt prinși în ghearele sinuciderii și diavolul vrea să-i arunce ca să se sinucidă? De ce? Știți de ce? Pentru că nu mai punem bază pe cuvântul lui Dumnezeu. Ne duce vântul, ne suflă vântul în toate părțile. În momentul când tu citești cuvântul, când îl înveți, când vine ispititorul să spună ce credeți că la Domnul Hristos nu a venit ispititorul cu gândul sinuciderii? Amintiți-vă cum l-a dus pe și la templu și o zis, aruncă te jos, nu? Era riscul ca să moară, asta suna sinucidere. Și el s-a uitat și o zis, este scris și a biruit pentru că a biruit cu cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul mărturisirii. Doamne ajută-ne să ne apropiem de cuvântul Tău și să explicăm scripturile bazându-ne pe esența lor, pe Isus Hristos, Domnul nostru punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot, Evrei 8 cu 1, care e la dreapta Tatălui și care mijlocește pentru noi. Doamne, ajută-ne să înțelegem. De ce întârzie trezirea? Al treilea răspuns, pentru că așteptăm făgăduința Domnului în altă parte. Așteptăm făgăduința Lui în altă parte. Uitați-vă versetul 4 și versetul 5. Pe când se afla cu el, a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine: Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Fraților, e important să rămânem acolo unde Domnul a zis să rămânem. Citeam în literatura noastră populară, la un moment dat, un om își căuta cheile în fața casei și a venit un vecin să-l ajute și a zis, băi, vecinii, aici le-ai pierdut. Zice, nu, că le-am pierdut în casă. Păi, dar de ce le cauți aici? Aici e mai multă lumină. Unii din noi caută făgăduința Duhului unde cred ei că e mai multă lumină la X, la Y, la Z, la tot felul de organizații de astăzi am întâlnit chiar clipuri contrafăcute pe internet cu îngeri care intrau în biserică. Dar ce îngerii ne mântuiesc, fraților? Haideți să ne trezim la realitate! Să vină chiar un înger, o sută, o mie de îngeri și să aducă altă evanghelie care se bazează numai pe vindecarea trupului și nu a sufletului. Să fie anatema, fraților! Noi vrem să rămânem în urma lui Hristos, chiar dacă rămânem singuri numai noi și El, să ajungem cu El mântuiți până la capăt, că nu îngerii ne mântuiesc, Hristos ne mântuiește. Căutăm în altă parte, căutăm în altă parte. Am un prieten, un frate în Cluj, în Albini, a fost invitat să meargă să slujească la o nuntă. Mai nor precizat și ei, au fost vinovați poate și ei sau el, că i-au spus, vii la Slatina. Păi Slatina este lângă Timișoara, pe undeva sau în județul Timiș, și mai este altă Slatina pe care o știți dumneavoastră aia, cu termenul ăsta cunoscut, popular, Slatina. Și el s-a dus, s-a bietul de el și lor sunat pe la ora uh, nouă dimineața, unde ești frate? Și ce imediat ajung? Dar el ajungea în altă parte. Și numai pe la 12 au ajuns unde trebuie. Pentru că adresa nu a fost bună. Și atunci, fraților și surori, și noi, și știți că vreau să aduc o, o, chestiune practică. Ok, în vremea aceea, Ierusalimul era locul unde trebuiau ei să stăruiască. Acum ce să facem? Să plecăm de aici în Ierusalim? Ca așa scrie în Biblie? Nu, fraților, nu. Nu, Duhul Sfânt, din momentul în care s-a coborât pe pământ, n-a mai fost limitat la trup, așa cum era Hristos. Hristos putea să fie acolo, 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 dar nu putea fi în același timp în mai multe părți. Ori Duhul Sfânt nu mai este limitat la trup, nu are un trup. Duhul Sfânt poate să fie în același timp și în America, și în Australia, și în Europa, și în Asia. Poate să umple pământul, ca așa e Dumnezeu. Dar locul, vorbim practic, locul unde se prezintă Duhul Sfânt, s-a vorbit și în seara asta prin glas de prorocie, locul smereniei fraților, acolo se adună apa. Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, știți ce a vorbit la un moment dat, foarte frumos, uitați-vă 15 cu 9, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Și au trecut câțiva ani și în 3 cu opt a zis, acum mă compar cu sfinții și eu sunt cel mai neînsemnat dintre sfinți. Dar mai trecut câțiva ani și era înainte să plece la Domnul. să deci, se termine mandatul lui pe pământ. Și știți ce a zis? S-a comparat, o coborât tot mai jos, mai jos în comparațiile lui. O adevărat, 1 Timotei 1 cu 15, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Iisus Hristos s-a coborât să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi, Nero, nu? Nero, nu a zis de Nero? Nu, sunt eu, dar de ce faci lucrurile astea? Era un frate când eram eu copil, noi atâta era de interesant, fratele ăsta, când vedea că Domnul vine în adunare și e har într-o parte a adunării, fugea acolo. Simțea că în altă parte e putere, e har. Fuge dincolo, mă numai fugea, să bage acolo, în mijloc, să-l atingă și pe el Domnul. Cam așa a făcut Pavel aici, toți păcătoșii lumii au nevoie de mântuire, de iertare, de sângele lui Hristos, de transformare. Eu nu mai stau la coda asta lungă, un milion, două milioane, nu știu câți erau atunci în Imperiul Roman, milioane. Eu nu stau ultimul să fiu, că cel mai sfânt, cel mai bun dintre ei, mă duc să fiu primul, ca Domnul să mă ierte primul, să mă mântuiască primul, să mă pună primul în lucrare și să mă duc în numele lui Hristos. Fraților, locul zmereniei, când ajunge acolo, vine Domnul și te atinge cu Duhul Sfânt. De ce întârzie trezirea? Pentru că așteptăm făgăduința lui în altă parte. Fratele Genu Mocanu am avut un alt bătrân în biserică, în biserica din Cluj, lărgită, să o numesc așa, el era membru pe Carpați, fratele ăsta la un moment dat povestea o întâmplare interesantă. Zice, s-a dat prin Duhul Sfânt o descoperire că peste 40 de zile, așa vorbește Domnul, peste 40 de zile voi face în mijlocul tău, poporule, o zi a cinzecimii. S-au uitat frații pe calendar, peste 40 de zile era exact ziua 50, -mi, ziua de Ierusalim, cum o numim noi în România, și au trecut încă niște zile așa, o altă prorocie prin același vas. Peste 13 zile poporul le fac în mijlocul tău o zi a 50. -mi. Au numărat, era exact ziua cinzecimii. Și în ziua aceea, în ziua cinzecimii, nu numai că s-a predicat despre Duhul Sfânt, cum facem noi, în ziua cinzecimii, dar și coborât Duhul Sfânt și a început să sigileze. Dar ce a fost mai frumos, că unui frate care era prezent acolo, Domnul i-a vorbit și i-a arătat o ramură pe care erau, nu mai știu, 13, 15, 17, nu mai știu cifra, le-am notate undeva, Deau florile pe o ramură și frații se uitau pe cât Domnul i-a sigilat cu Duhul Sfânt și lipsea unul și s au mai rugat și Domnul -a mai botezat pe unul. Ca să fie cifra completă, câte flori au numărat omul ăla care a avut descoperirea, atât au fost sigilați de Domnul cu Duhul Sfânt. Fraților, Duhul Sfânt e și exact în ceea ce vorbește, dar uitați-vă, noi, să nu așteptăm făgăduința Domnului în altă parte, la zmerenie, fraților, la lacrimi, la apropiere de Domnul. Și Domnul ne dă mare biruință, să știți. Și mai aduc încă un răspuns înaintea noastră a tuturor și apoi vreau să ne rugăm. De ce întârzie trezirea? Spuneam, pentru că explicăm lucrarea Duhului Sfânt. Fără Duhul Sfânt explicăm Scripturile. Fără esența lor, adică Iisus Hristos, așteptăm făgăduința Lui în altă parte, adică nu în locul zmereniei. Și apoi, pentru că suntem curioși unde nu trebuie. Curioși. Uitați-vă versetul 6 și versetul 7. Deci apostolii pe când erau strânși la oaltă l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, măi, nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și uitați-vă versetul 8, versetul 8 cuprinde toată istoria faptelor apostolilor. Și istoria asta din versetul 8 se întinde până la noi, fraților. Uitați-vă ce mare e puterea lui Dumnezeu. Și voi veți primi o putere când se va cobori Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim și în toată Iudeia, asta înseamnă capitolul 2 la 7 din fapte. Apoi îmi veți fi martori în Samaria, asta înseamnă capitolul 8 din fapte. Și apoi veți fi martori până la marginile pământului, de la capitolul 9 până la 28, până la finalul faptelor și până în zilele noastre: Martorii lui Dumnezeu sunt pe tot pământul, lăudat să fie Domnul. Dar, fraților, nu i treaba noastră să întrebăm ceea ce nu trebuie să întrebăm. Treaba noastră e să stăruim. Era într-o biserică un tânăr și tot băgat de vină, era la stăruință și tot băgat de vină Domnul. Îi zicea, Doamne, eu sunt așa mai apatic, sunt un pic mai moale, Doamne, te rog frumos, botează-mă și pe mine. Să ruga așa ca și cu gura altuia. Și într-o noapte are un vis și în visul lui era undeva pe o schelă și culmea Domnule, El s-a agățat de o fereastră acolo, trebuia să retușeze ceva în vis, bineînțeles. Cineva i-a luat schela și a început să strige. Schela, schela, scară, scară nimeni nimic. Și au auzit o voce, oare așa strige aici, ca și la stăruință? Și au luat lecția și a mers în următoarea zi și el striga cel mai tare la stăruință. Doamne, botează-mă și l și boteza Domnul în seara aceea, că și-o primit lecția în noaptea aceea. Ei, fraților și surori, nu-i treaba noastră să punem tot felul de întrebări, să fim curioși acolo unde nu trebuie. Treaba noastră este să stăruim și Dumnezeu își face partea. Domnul să ne ajute la aceasta. Și apoi o aplicație practică din capitolul 2. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, asta făceau ei. Legătură frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Aminteam și duminică, unitate prin Duhul, doctrinară, socială, sacramentală, spirituală. Dar uitați-vă că aici există și un control de calitate a Duhului Sfânt. Știți ce control de calitate? Uitați-vă ce spune aici. Fiecare era plin de frică atunci când e Prezent Duhul Sfânt în adunare și Biserica, într-adevăr, stăruiește în aceste patru lucruri. Vine frica de Domnul și ne frică să vorbim de rău, că ne descoperă Domnul, să facem ceva rău, să vorbim ceva rău, să gândim ceva rău. Toate lucrurile astea ne cuprinde frica pentru că suntem în prezența lui Dumnezeu, fraților. Și apoi uitați-vă, iar un control de calitate. Prin apostoli se făceau multe minuni și semne, darurile erau acolo prezente și Dumnezeu lucra. Domnul Iisus să ne ajute la aceste lucruri. Și repet, de ce întârzie trezirea? Pentru că încercăm să explicăm lucrarea Duhului Sfânt fără să avem Duhul Sfânt. Și asta e un minus mare. Încercăm să explicăm scripturile fără esența lor și, iarăși, nu-i bine, fără Hristos. Încercăm să căutăm pe Duhul Sfânt sau să stăruim după el în altă parte și Domnul zice, nu, 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 coboară te coboară te la zmerenie. Și suntem curioși acolo unde n-ar trebui să fim curioși. Să nu ne intereseze, fraților, când vine Domnul. Asta e problema lui Hristos. Noi să fim pregătiți. Dacă tu mori la noapte, pentru tine deja Domnul și venit și s-a terminat cu viața ta. Dacă eu plec astăzi din viața asta, deja s-a terminat cu viața mea. Problema mea este să-L aștept pe Domnul și să stau în veghere așa cum trebuie să stau. Domnul Iisus să ne ajute la acestea. Amin.